Salut! Am întâlnit persoane care au văzut filmulețul anterior și mi-au spus, wow, și mie mi s-a oferit această posibilitate să intru într-un program pilot, să intru într-un program care poate să vină cu medicament nou, revoluționar, care să facă lucrurile să se întâmple și să aducă sănătate pe tavă și totul să meargă minunat după câteva luni, săptămâni. I-am spus, da, este adevărat. Sunt tot felul de astfel de proiecte pe toate bolile și în lumea asta, în fiecare an se descoperă mii și mii de noi medicamente care intră pe piață și este foarte greu pentru un doctor să țină pasul cu și să înveți toate aceste noi tipuri de medicamente și se pare că este într-adevăr clar că școala de medicină nu mai poate să țină pasul cu astfel de noi medicamente care intre pe piață și instruirea doctorilor este lăsată pe mâna, de fapt, companiilor farmaceutice care trebuie să-i educe și să-i învețe pe acești doctori cum funcționează noile medicamente, pentru că au trecut de toate testele și se pare că dau rezultate mai bune. Nu este neapărat ca toate aceste medicamente să dea rezultate mai bune, însă ce este clar este că dau rezultate mai bune față de medicamentul anterior care era pe piață, care ar fi trebuit sau lumea s-a aștepta să dea rezultate pentru o anumită boală. Plus că sunt mai multe firme concurente pe piață și medicamentul care iese pe piață nou, de asemenea, bate în teste și în sondaje sau cum s-o numi ele acolo, bate celelalte companii farmaceutice. Bate testele lor, bate studiile lor clinice. Deci, noul medicament este cea mai bună opțiune la momentul respectiv pe piață pentru acea boală. Însă, trăind aici în Elveția și trăind oarecum ca într-un campus în care sunt în jurul meu foarte multe companii farmaceutice, am întâlnit foarte mulți oameni care lucrează la aceste companii și din poveștile lor mi-a rezultat că aceste studii nu neapărat sunt într-o mare competiție cu celelalte companii. Adică două companii care lucrează la același produs, ele să se simtă ca fiind într-o concurență. Nu, concurența fiecărei companii este concurența cu placebo, adică cu un medicament care o pastilă dată de un specialist care de fapt e goală pe dinăuntru, care nu are aceeași compoziție ca medicamentul cel nou, însă oferă cam aceleași rezultate ca medicamentul. Adică aici este marea competiție între un medicament care de fapt nu există și o substanță activă care există, dar dată de același doctor, aceeași persoană cu înaltă calificare care spune unui pacient, poftim pastila, iau și eu, prin ceea ce îți spun, îți garantez că viața ta va fi mai bună și îți va merge mai bine. Doar faptul că acest om dă această pastilă, chiar dacă înăuntru este goală, pentru pacientul respectiv lucrurile încep să se întâmple și el devine mai sănătos, mai bine, mai cu putere, mai cu forță de muncă. Și lucrurile astea sunt extraordinare, pentru că oamenii se fac bine fără ca de fapt să aibă parte de substanța respectivă care există în medicamentul cel nou. Și oamenii care lucrează pe aceste proiecte se întreabă de fiecare dată cum de oamenii se fac bine fără ca substanța activă să fie în pastila pe care omul a luat-o. Ei pur și simplu mintea lor simte că se întâmplă ceva bun pentru ei, simt că au parte de un produs nou, simt că au parte de o îngrijire specială și simțind această grijă asupra lor, simțind această dăruire a doctorului, simțind această bunătate care îl înconjoară, pur și simplu el se face mai bine fără să aibă parte de o substanță activă în pastila lui.
Lucrurile astea se întâmplă doar mental, doar simțind că lucrurile vor merge mai bine pentru el și lucrurile într-adevăr merg mai bine pentru el, pentru că așa simte omul respectiv că asta e calea pe care o urmează și este bună. El nici până la finalul, studiului nu știe că el de fapt nu a luat pastila, dar el se simte la fel de bine sau poate chiar mai bine ca unii pacienți care au luat de fapt pastila cu substanță activă în interior. Asta este marea luptă pe care o duc companiile farmaceutice. Aceeași pastilă produsă de ei cu studii de ani și ani se luptă cu o pastilă care e goală, pe care un om o înghite și se simte de fapt mai bine, chiar dacă înăuntru nu e nimic care să-l facă să se simte mai bine, doar mintea și gândurile și simțirile lui îl fac să se simte mai bine, pentru că știe care parte de o îngrijire specială de la o persoană calificată, care simte el că îi poate aduce o îmbunătățire a vieții. Și lucrul ăsta îl face să se simtă extraordinar și să se simte și să fie mai sănătos de multe ori ca o persoană care lua substanță activă. Asta este marea confruntare a companiilor farmaceutice în secolul nostru. Lupta cu simțirile umane, cu mintea umană care reușește să se vindece, să se facă mai bine, doar prin simplu fapt că se simte îngrijită și se simte că este pe drumul cel bun și simte că face lucrurile așa cum trebuie. Nu e extraordinar? Da? Și de asta spun, dacă vrei să cauți o altă soluție pentru tine decât cea cu tratamente sau vrei pur și simplu să descoperi ceva nou care se potrivește mai bine pentru tine sau deja simți că ăsta este lucrul spre care trebuie să te îndrepți și tu faci de fapt altceva, haide să vorbim, să vedem ce se potrivește exact pentru tine și să ajungem la ce este super bun pentru tine și ce este recomandabil și ce este pentru tine extraordinar în momentul de față. Mulțumesc! La revedere!